Bună ziua! Mulțumesc pentru faptul că v-ați răpit din timp să fim astăzi împreună, la un moment important pentru, aș spune eu, Partidul Mișcarea Populară, dar și un moment important în, dacă vreți, în acest joc politic cu ghilimele de rigoare, pentru că o dezbatere inexistentă nu poate să fie încadrată această campanie într-un joc politic sănătos. Îl avem oaspete la Alba Iulia pe domnul Teodor Paleologu, încep prin a-i spune domn profesor, și apoi prietenul și fostul meu coleg în Parlamentul României. Toader, așa cum știu, că eram de multe ori contrariat, de ce Toader? Teodor, nu, Toader, că eu așa îl știu. Și, sigur, una dintre vocile cele mai puternice ale Partidului Mișcarea Populară, secretarul general adjunct, un bun organizator și o colegă deosebită, Ioana Constantin, care, sigur, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Noi ne știm în conferințele de presă cum le facem, o să avem aceeași regie, aș spune. O să-i dau cuvântul pentru început colegii Ioane Constantin, după care o să spun două vorbulițe și eu despre campania din Alba Iulia, promit că nu va fi mai mult de un minut, după care domnul Teodor Paleologu vă va încânta, sunt sigur, cu vorbele. Le are la el întotdeauna, de asta puteți fi sigur. Bun, Ioana, te rog. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Ne bucurăm că închidem weekendul la Alba Iulia. Am fost în zilele trecute și la Sibiu, Arad, Timișoara, pentru că așa trebuie făcută campania, printre oameni, să discuți cu oamenii, să iei de la ei opinii, să le spui ce îți propui să faci, ceea ce nu regăsim chiar la toți candidații, la fel cum această campanie este a noastră și diferită față de restul campaniilor prezidențiale prin lipsa dezbaterilor electorale pe care noi le tot solicităm, dar din păcate nu găsim un răspuns de la ceilalți candidați și mă refer aici la domnul Iohannis, la doamna Dăncilă, la domnul Barna. Singura dezbatere consistentă pe care am reușit să o facem a fost cu Element Hunor, dar din păcate cei care sunt în funcții înalte decid să fugă de dezbaterea electorală. Însă mai multe despre campanie o să vă spun domnul Paleologu. Eu aș dori două comentarii pe situația politică la zi. În primul rând, pentru că mâine avem un votul pentru învestirea Guvernului în Parlamentul României, Partidul Mișcarea Populară, prin cei 18 parlamentari ai săi, va vota desigur pentru învestirea noului guvern, pentru învestirea guvernului Orban. Am votat moțiunea de cenzură, înțelegem ca fiind un act de responsabilitate și o chestiune care ține de moralitate să votezi învestirea acestui nou guvern și să pune în capăt unei situații de criză politică care afectează în fiecare zi România și mă refer aici în primul rând la nivel financiar. Am văzut că domnul Orlando Teodorovic, deci ministrul demis de la finanțe, urmează să angajeze un nou împrumut pe o perioadă de 15 ani. Asta după ce oricum ne împrumută săptămână de săptămână, este la ordinea zilei, dar asta după ce am reușit să facem un împrumut cu scadența în 2049 unic, un record, și ne-am și împrumutat pentru prima dată în euro și la o dobândă mai mare decât Grecia, care a fost o țară cu probleme consistente în zona aceasta economică la nivelul crizei financiare. Deci ne costă fiecare zi cu acest guvern, chiar așa cum este el șchiop acolo la Palatul Victoria, ne costă pe toți și costă atât intern cât și extern România la nivelul imaginii sale. Apoi e pentru că tot din zona aceasta a socialiștilor, eu îi numesc deja comuniști, chiar am un PSD-ist care a recunoscut că sunt parte din PCR ei, tot din zona aceasta a comuniștilor sunt alegeri la Chișinău, sunt alegeri în Republica Moldova și știți bine că obiectivul nostru prin statut este acela al reîntregirii țării și nu putem să nu avem un mesaj pentru Republica Moldova, pentru Chișinău. Noi le recomandăm celor din Chișinău un vot pentru Andrei Năstase. Ion Ceban reprezintă amintirea Rusiei sau reprezintă amprenta Rusiei în Chișinău, în Republica Moldova și așa cum Maia Sandu împreună cu Andrei Năstase au reușit să înceapă un proces de scoatere de sub bocancul
lui Plahotniuc al Republicii Moldova. Sperăm că printr-un vot acordat lui Andrei Năstase vor reuși să scoată și de sub Dodon și oamenii săi Chișinăul. Au mai fost alegeri la Chișinău, știți că au fost anulate atunci când comuniștilor nu le convine votul, anulează alegerile. Asta e următorul pas după, nu contează ce votăm, ci contează cine numără. Ca atare sperăm că la finalul acestei zile va fi mai multă lumină și în Chișinău și sperăm că vor alege un drum cu fața către România, către vest, către Uniunea Europeană, pentru că și Republica Moldova are nevoie de dezvoltare și de o apropiere mai puternică de tot ce înseamnă România și Uniunea Europeană. Asta în contextul în care avem ca obiectiv de țară reîntregirea țării. În continuare revenim la această campanie electorală pentru prezidențiale și vă dau în continuare. Mulțumesc mult de tot. Foarte scurt, două lucruri vreau să punctez. Mă știți foarte bine, fac campanie de atâta vreme, dar particip la o campanie a noastră din toate punctele de vedere, dar și marcată de o ipocrizie fără margini a unui partid politic care afișează lângă candidatul lor primarii, președinții de Consiliul Județean, primari de municipii. Lumea nu mai știe cu cine votează. Deci întrebarea din Caragiale, eu cu cine votez, e mai mult decât la modă. Pentru că mă întâlnesc în zone, mai ales în zone rurale, când oamenii mă întreabă, dar mai că candidează primarul nostru, o să avem doi președinți de țară. Păi ce să-i spui la omul ăla? Deci ei se bazează pe o emoție din asta colectivă, pentru că oamenii la țară știți cum e, primarul e jupânul. De Iohannis nu prea au auzit. Dar dacă e primarul pe afiș, trebuie să-l votăm. Nu se poate așa ceva, deci au coborât la un nivel mai mult decât suburban politica și o campanie electorală. Din punctul nostru de vedere, ce vă spun? Pot să vă spun și închei cu asta, nici o campanie n-am dus-o atât de relaxat. Atât de relaxat în sensul bun al cuvântului, pentru că am avut ce să spun. Alții, neavând ce să spună, ne atacă și ne vorbesc prin intermediul altor personaje politice care sigur și-au făcut datoria la vremea lor și în momentul de față își fac în continuare datoria pentru țară. Nu! Îl avem pe Teodor Paleologu. Oameni buni! Durapului nu e gol. Că unii zic, n-are schelet în dulap. Nu e gol. Dacă n-are schelet, nu înseamnă că n-are nimic. În dulapul lui e multă muncă și multă trudă. Și mai ales, repet încă o dată un lucru pe care nu l-am spus și cu asta închei, toate trebuie să nu crezi că te perii, că noi ne-am mai și hârâit așa ca parlamentari. Dom'le, eu n-am crezut niciodată că omul ăsta, așa cum îl vedeți, puternic așa, dar și Constituție nu arată, dar atâta curaj. Și curajul ce ți-l dă? Dorința de a face ceva pentru țara asta. Și eu asta am identificat, dincolo de toate poveștile care se vehiculează. Vrea să facă ceva pentru țara asta și atunci, sigur, și eu sunt relaxat și colegii mei sunt relaxați când mergem să spunem oamenilor, votați un om care vrea să facă ceva pentru țara asta. Și acel om este Toader Paleologu, pe care îl rog, după ce își închide servieta de diplomat, să ne spună că e servieta de profesor plină cu cărți, întotdeauna și la Parlament, știi bine că da, aveam știu. Cartea plină cu cărți și se întrebeau jurnaliștii de fiecare dată, de data asta ce ați adus, da? Și scoteam și arătam, uite am asta. Bun, mulțumesc foarte mult pentru introducere, ne știm de multă vreme, mulțumesc Clement pentru tot ce ai spus. Evident, toată lumea vede că avem o campanie fără dezbatere și bruiată de criza guvernamentală. Da? Deci sunt două fenomene care împreună duc la acest rezultat de non-campanie, de fapt. Da? Într-adevăr, cetățeanul se află în situația cetățeanului tormentat din Caragiale, dar nu pentru că ar fi băut ceva, ci pentru că pur și simplu sunt candidați care își bat joc de noi. Peștele de la cap se împute, iar atitudinea președintelui Iohannis este profund nedemocratică. El se consideră Zeus din Olimp, care nu mai discută cu nimeni, nu se coboară printre muritori. Partea proastă e că exemplul atât de negativ pe care îl dă președintele Iohannis este imitat de alții. Și avem un fel de cascadă a ridicolului. Da? Este ridicolul primar, ridicolul suveran,
jupiterian, olimpian al președintelui, care nu discută cu nimeni. După aceea este ridicolul secundar al doamnei Dăncilă, care spune că ea nu discută decât cu Jupiter din Olimp. Și apoi, evident, este ridicolul terțiar reprezentat de domnul Barna, care spune că nu discută decât cu ceilalți doi. De fapt, sunt pretexte ridicole și care văduvesc România de o dezbatere așa cum ar trebui să avem, pentru că dezbaterea este esența democrației. În plus de asta, în 2019, campania electorală e bruiată de o criză guvernamentală regizată, care are ca scop marele blat, Iohannis Dăncilă. Da? În mod evident, domnul Iohannis are tot interesul să se regăsească în turul 2 cu doamna Dăncilă. Dar cu toate astea, campania noastră nu e deloc a noastră, din potrivă, campania pe care o ducem împreună alături de mine, PMP-ul, vreau să menționez și Alternativa Dreaptă, că și ei s-au implicat în această campanie, sunt și alte sensibilități politice care susțin candidatura mea. Vreau să vă vorbesc despre acest program. Întregul meu program este structurat în jurul a trei piloni principali, și anume respect, educație și performanță. Chiar și pe afișele și panourile din pre-campanie apăreau aceste noțiuni cheie, pentru că întreaga campanie este organizată în jurul acestor teme principale, acești piloni ai viziunii mele pentru România, iar în documentul ceva mai lung, pentru fiecare pilon sunt prevăzute câte 10 măsuri. Da? Deci, în total, 30 de propuneri pentru România, care nu sunt chiar toate, că programul e mai amplu. Mai sunt și alte lucruri pe care le-am despus într-o eventuală dezbatere, pe care le voi populariza cât pot, dar astea sunt temele principale. Da? Temele principale organizate în jurul respectului, educației și performanței. Sigur că am fost și eu plagiat de alți candidați. Au preluat unele teme, au preluat tema lecturii, de exemplu, au vorbit și ei, au început să vorbească și ei de revizuirea Constituției, introducând erori de-al minteri. Dacă când te copiază cineva, te poți aștepta să mai bage și greșeli în ce a copiat. Dar sunt și unele teme care sunt neplagiabile, că sunt atât de inconfundabil paleologice, încât n-au cum să fie plagiate. Și astea sunt problema formei de guvernământ, da? Sunt singurul candidat care vorbește despre necesitatea unei dezbateri despre Republică și Monarhie, apoi sunt singurul care vorbește despre rostul educației, adică toți vorbesc despre educație, că le-a reieșit din sondaje că educația e o temă populară. Și atunci vorbesc și ei despre educație, că nu-i doare gura să vorbească, să spună lucruri pe care le spune toată lumea, cu dublarea bugetului și alte lucruri de genul ăsta. Însă eu sunt singurul care chiar asta fac. Trăiesc din predare, sunt antreprenor în domeniul educației, sunt antreprenor pe bune, fără contracte cu statul. Am o mică prăvălie în București, o prăvălie de idei, o prăvălie cu cursuri, e adevărat că e cea mai bună din oraș. Și știu foarte bine din experiența mea ca profesor că rostul educației este să formeze indivizi autonomi. Altcineva n-are cine să spună asta dacă se apucă doamna Dăncilă sau domnul Barna să vorbească despre autonomie, o să râdă toată lumea, da? Să pregătiți-vă, da? Când o să, dacă o să plagieze și această temă, o să ne amuzăm copios, să ne explice ce înțeleg ei prin autonomie intelectuală, morală și profesională. Da? Deci asta e o a doua temă care este atât de pregnant paleologică încât nu poate fi plagiată. O altă temă care nu poate fi plagiată este cea legată de serviciu național, de serviciu civic militar. E o temă care îmi dau seama că nu e neapărat populară, de altfel eu am lansat-o în dezbatere, nu pentru că ar fi populară, ci pentru că este necesară.
Și nu e vorba de o revenire la serviciu militar de dinainte de 89, așa cum îl știam, oribil, da, sinistru chiar, ci e vorba de un stagiu civic militar de scurtă durată, de o lună de zile, eventual, în care tinerii să învețe lucruri de bază, da, reacții în cazuri de accident, situații de urgență, calamitate naturală, cum să se organizeze când dispare cineva din comunitatea lor, lucruri de bază, da, pentru acest antrenament civic și militar, repet, de scurtă durată, care are și avantajul de a furniza o formă de mixitate socială, pentru că România e spartă în bucăți, oamenii nu se știu între ei, de la o regiune la alta, de la o pătură socială la alta, ori e important să-i aduci împreună, măcar o scurtă perioadă, să se cunoască între ei. Da? Țăranul, muncitorul, intelectualul, da, să petreacă măcar o scurtă perioadă împreună și mai are și o altă importanță educațională esențială și anume evaluarea analfabetismului, de exemplu. O reală problemă în România cred că poate fi și o manieră de a identifica această problemă la scară națională. Da? Deci asta e o a treia temă neplagiabilă în programul nou și meu și în sfârșit sunt singurul care vorbește despre partidocrație, despre logica perversă a regimului partidelor. De-al minteri, lucrul ăsta este legat și de propunerea mea pentru reforma Constituției și de sistemul de vot, pentru că sistemul de vot proporțional este toxic. Și, de asemenea, e legat de problema meritocrației. Eu sunt pentru meritocrație și împotriva partidocrației, pentru că partidocrația generează incompetență și impostură la toate nivelurile, iar partidele actuale, așa cum sunt ele organizate și cu legea electorală pe care o avem, sunt mecanisme de antiselecție, foarte adesea. Bun, asta nu înseamnă că nu sunt și oameni de foarte mare valoare în partide. Evident că sunt oameni valoroși, dar nu sunt promovați sau e mai degrabă o logică perversă a sistemului. Nu e vorba de persoane, e vorba de sistemul politic și de ce generează el ca consecințe. Acum mai e evident neplagiabilă și personalitatea candidatului. Eu sunt singurul candidat realmente de dreapta. Domnul Barna e un fel de OZN post-ideologic, iar Iohannis nu se știe ce e, nici nu știm dacă mai există Iohannis. Chiar am vrut să aflu la Sibiu dacă mai există. Se pare că da. Avea o întâlnire există, acolo. Azi avea o întâlnire. Da, dar nu știu, eu nu l-am mai văzut cu ochii mei de foarte multă vreme. Ar putea, pur și simplu, vă dați seama, suntem într-o situație în care ar putea fi inventat un candidat. E un candidat hologramă. Apare pe niște afișe, pe niște poze, se pare că zice ceva, dar ce spune el, nu știi de unde vine, da? Cine spune, ce citește el cu maniera lui inconfundabilă de a citi. Identitatea mea politică de dreapta e cât se poate de clară, eu nu sunt un om nou, lumea mă știe de zeci de ani, de unde vin, cine sunt, care-i povestea întregii noastre familii, o dreaptă moderată, da? Conservator moderată, liberală, liberalism clasic și totodată creștin-democrată. Pe de altă parte, ce nu poate fi plagiat este experiența mea internațională. Ori pentru funcția de președinte este esențial ca deținătorul funcției să se priceapă la diplomație. Dacă citiți Constituția cu atenție, prima frază spune că președintele reprezintă România. El este conducătorul și inspiratorul politicii externe, iar acest detaliu biografic este neplagiabil. Am stat 19 ani în afara țării, în Franța, în Statele Unite, în Germania, în Danemarca, în Islanda, în țări în care am și fost ambasador, dar nu e vorba doar de experiență diplomatică, dar sunt singurul candidat care a fost ambasador.
Dar am și trăit ca oricare altul în aceste țări. Da? Mi-am câștigat existența prin munca mea în Franța, în Germania, în Statele Unite și au fost perioade în care m-am luptat cu lipsuri foarte mari. Da? De la bursă socială până la tot parcursul academic pe care l-am avut. Mie nu-mi place să vorbesc prea mult despre diplomele mele, o fac alții. Nici nu cred că un CV academic îți spune totul despre o persoană. Importante într-o asemenea funcție sunt anumite virtuți, cum ar fi forța de muncă, capacitatea de decizie, dreapta socotință, prudența, adică da, sunt lucruri care contează, cred eu, enorm de mult pentru un președinte. Mai e un aspect important pe care vreau să-l relev și care nu e plagiabil. Spre deosebire de ceilalți candidați, eu nu sunt un om de partid, nu sunt șef de partid. Mă susține un partid, asum identitatea ideologică legată de acest partid, pentru că PMP-ul face parte din Partidul Popular European. Familia mea politică este Partidul Popular European. Întotdeauna am votat cu partide de dreapta și în România, dar și în Franța și în Germania. Am și dublă cetățenie, am votat întotdeauna pentru dreapta franceză, pentru Chirac, pentru Sarkozy, pentru François Fillon. Dar nu sunt un șef de partid care să vrea să transforme statul într-un partid. Sigur, îmi doresc ca PMP-ul să facă parte dintr-o coaliție largă pentru reformele de care are nevoie această țară, dar nu voi fi un președinte șef de partid cu guvernul lui, cu oamenii lui, care să acapareze tot statul. Da, e cât se poate de limpede acest lucru și cred că pot fi, am convingerea categorică, sunt singurul care poate clădi consens. Faptul că sunt de dreapta nu trebuie și nici nu cred că sperie în vreun fel oameni care au altă orientare ideologică. Pentru că e mai bine să știi cu cine ai de-a face. Da? Eu sunt, așa cum mă vedeți, nu ascund nimic, cu bune și cu rele, pot clădi, cred eu, consens, pentru că România are nevoie de concordie. În viziunea mea, rostul bunei guvernări este pacea socială. România nu mai poate continua la nesfârșit cu războaie româno-române care nu ne duc nicăieri. De-al minte, ideile mele despre reforma Constituției sunt legate de acest diagnostic. E multă conflictualitate în societatea românească, e multă ură, multă dihonie, dar e vorba și de Constituție care toarnă gaz peste foc. Noi trăim în regimul crizei permanente. Știți că Trotsky avea teoria revoluției permanente. Noi trăim în regimul crizei permanente, pentru că în Constituție este programată criza permanentă. Aduceți-vă aminte de conflictele dintre Constantinescu și Radu Vasile, dintre Iliescu și Năstase, dintre Băsescu și Tăricianu, cele două suspendări ale lui Băsescu, conflictele lui Băsescu cu Ponta, ale lui Ponta cu Iohannis și apoi ale lui Iohannis cu Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Vreți să continuăm așa la nesfârșit? Eu cred că ne facem rău singuri. Da? Nu putem continua la nesfârșit pe un drum care nu duce nicăieri. Avem nevoie de un președinte care să creeze consens și în același timp un președinte care să spună adevărul. Dacă citiți cu atenție Constituția, președintele este un animal cuvântător, un om care spune lucruri, care folosește tribuna pe care îi oferă funcția prezidențială pentru a spune lucruri întregului popor. Ori noi avem în momentul de față un președinte care nu vorbește decât după fițuici. Avem un președinte necuvântător. Pe scurt, suntem în lumea celor care nu cuvântă. Eu vă propun să trecem din lumea celor care nu cuvântă în lumea celor care cuvântă și care spun lucruri despre situația reală din România, oameni care spun adevărul
și împreună găsesc soluții. Vă mulțumesc și vă rog să-mi puneți întrebări. Ați putut să detaliați problema constituțională? Da, cu cea mai mare plăcere. Este chiar prima chestiune pe care o abordez în programul meu. O să vă dau un program. În viziunea mea e nevoie de mai multe etape. În primul rând, trebuie să ne clarificăm asupra formei de guvernământ. Pentru că Republica a fost instaurată în România de către tancurile sovietice, iar după 90 n-am avut parte de o reală dezbatere pe acest subiect. E vorba de o dezbatere principială. Eu nu vreau să favorizez pe nimeni în această discuție, nici pe principesa Margareta, nici pe Nicolae. Nu e vorba de persoane, e vorba de principiu. Dacă da sau ba, există suficient de multă lume în România care să-și dorească o revenire la monarhie. Dacă există suficienți cetățeni români care își doresc un referendum, facem un referendum. Cred că este important să clarificăm această chestiune, iar pentru mine respectul față de monarhie e o chestiune de igienă identitară. Clement Negruță își aduce foarte bine aminte cum în 2011 am luat cuvântul în Parlament și am convins majoritatea PDL să voteze pentru invitarea regelui Mihai pe 25 octombrie 2011 în Parlament. Și aproape toți parlamentarii PDL, aproape toți. Fără mine. Dar uite, știu că și ăsta era un subiect de divergență între noi, dar a fost un moment important. Deci acest lucru trebuie cumva clarificat. Acum, mai e încă o problemă care ține de textul constituțional pe care îl avem acum. Constituția actuală a fost copiată după cea franceză, dar copiată prost, cu greșeli, cu incoerențe. Sunt câteva exemple. Președintele numește primul ministru, dar nu poate scăpa de el și rămâne potcovit cu un prim ministru cu care nu poate lucra. Da? Și am văzut lucrul ăsta de mai multe ori. Emil Constantinescu, Radu Vasile, Băsescu, Tăricianu, Băsescu, Ponta, nu mai reiau toată lista. O altă chestiune foarte importantă este dreptul președintelui de a dizolva Parlamentul. E o chestiune fundamentală în actuala Constituție. Această posibilitate este prevăzută, dar e atât de greu să ajungi la acest rezultat încât, de fapt, nu o să avem niciodată alegeri anticipate. Acum se vorbește despre alegeri anticipate, dar știm cu toții că este pură ipocrizie și pură demagogie. Pentru că în cadrul constituțional actual nu se poate și nu se va ajunge la alegeri anticipate. Procedura e atât de greoaie încât este exclus să avem vreodată alegeri anticipate. Ori, alegerile anticipate sunt un instrument indispensabil pentru soluționarea situațiilor de criză. Vă dau exemplu Greciei. După alegerile europarlamentare din 26 mai, primul ministru Tsipras a organizat alegeri anticipate. A pierdut alegerile europarlamentare, era evident că avea să piardă și alegerile pentru Parlamentul grec, dar a organizat alegeri anticipate pentru că era o chestiune de respect față de cetățeni și era o chestiune de simț al democrației, dacă vreți. A pierdut, dar a pierdut cu capul sus. Alegerile anticipate sunt realmente un instrument indispensabil pentru a ieși dintr-o criză cum e cea actuală, în care ai o prăpastie între Parlament și popor. Asta este realitatea actuală, da? O prăpastie între Parlament și electorat. Ori la asta servește instrumentul alegerilor anticipate. De aceea zic că este fundamental, este foarte important să introducem în Constituție posibilitatea ca președintele să dizolve Parlamentul fără o procedură de acest tip. Sigur, Dan Barna a preluat și el ideea asta cu alegerile anticipate, numai că a introdus o idee aberantă și anume ca președintele să organizeze un referendum care să decide dacă se dizolvă Parlamentul. Adică ceva încă și mai complicat
decât în actuala Constituție. Eu zic să ne uităm la textul original, la Constituția franceză și măcar să-l înțelegem. Să înțelegem logica unui sistem care a fost bine gândit de generalul de Gaulle și de juriștii din jurul lui, nu de Iliescu și de juriștii din jurul lui Iliescu. Asta în caz că românii preferă să rămână la o formă, să păstreze o formă republicană de guvernământ. Evident, există cele două variante, republică parlamentară sau republică în care președintele e ales prin sufragiu universal, dar convingerea mea este că cea mai puțin populară variantă este republica parlamentară. Convingerea mea fermă în privința asta este că majoritatea românilor nu vor sub nicio formă republică parlamentară, în care președintele să fie ales doar de parlament. Bun, dar variantele pe care puneți în discuție sunt... Sunt trei. Trei? Da, monarhie constituțională, republică în care președintele este ales prin sufragiu universal, dar trebuie coerență. Dacă ai un asemenea sistem, trebuie să fie coerent. Adică președintele să poată dizolva parlamentul, să poată înlocui primul ministru. Evident că mai avem o problemă cu Curtea Constituțională. Dacă vreți, vorbim și despre Curtea Constituțională, dar eu ce propun sunt schimbări care țin de coerență și de logică constituțională. Nu mi-o faci contradice cu tine, nici Franța și nici România nu sunt republice parlamentare, nu sunt republici parlamentare, sunt o struță, o cămilă inventată de De Gaulle. Nu, De Gaulle n-a inventat nicio struță, o cămilă. De Gaulle a inventat un regim foarte funcțional. Un regim semi-prezidențial. Da, bun. Acum, mă invitați să țin o lecție de drept constituțional, dacă vreți o fac. În teoria politică se vorbește de sistem semiprezidențial, care nu înseamnă că președintele are mai multă putere decât în regim prezidențial. Nu. Termenul tehnic de regim semiprezidențial desemnează modul în care este numit guvernul. Da? Faptul că ai o sinergie, vorba lui Iliescu, sinergia faptei, da? Între președinte și parlament. La asta se referă noțiunea de semiprezidențial. Regimul politic, mă rog, Constituția Republicii a V-a, inspirată de generalul de Gaulle, nu-i deloc o struță, o cămilă, e un sistem care funcționează foarte bine, care a mai fost și ajustat în ultima vreme, iar noi l-am copiat prost. Problema e că noi l-am copiat prost, nu că nu funcționează sistemul respectiv. Sistemul respectiv funcționează bine, mersi, de 60 de ani și nu văd de ce am vorbit în termeni atât de derogatorii despre opera constituțională a generalului de Gaulle, care în plus de asta a fost, cum să spun, acceptată de toate partidele care s-au perindat la putere în Franța. Practic a fost impusă de personalitatea de Gaulle. Dacă era un om puternic ca de Gaulle... Păi da, și de Gaulle a scos Franța dintr-o criză foarte gravă, care seamănă cumva cu criza noastră. Adică e vorba de ieșirea dintr-o fundătură. Da? Și De Gaulle a scos Franța dintr-o fundătură, iar Constituția Republicii a V-a este foarte bună. Ei au făcut o ajustare, mai exact la începutul anilor 2000, în legătură cu calendarul alegerilor. Pentru că, așa cum știți, exista un decalaj între alegerile prezidențiale și cele parlamentare, mandatul președintelui era de 7 ani. Asta e singura ajustare pe care au făcut-o, singura ajustare semnificativă. Dar, totuși, sunt 60 de ani de când funcționează Republica a V-a cu acest sistem, pe care nu l-aș califica de struțocămilă. Struțocămilă e ce avem noi. Pentru că am copiat Constituția franceză, dar am copiat-o cu greșeli. Și mai cu seamă e legat de desemnarea guvernului și mai cu seamă de problema alegerilor anticipate. Aia e marea chestiune, dizolvarea Parlamentului. Acolo, într-adevăr, noi avem o struțocămilă. N-are logică, este contradictorie această prevedere din Constituție. Dar
ați afirmat, dacă vrei o altă întrebare legată de altă zonă, ați afirmat chiar acum că sunteți împotriva repartizării, redistribuirii proporționale a mandatelor. Da. Dacă vreți să dezvoltați foarte scurt, să înțeleg că sunteți pentru votul uninominal, sunteți pentru votul pentru panasaj, pentru listă deschisă, sau da, păstrarea actualului sistem și acordarea unui bonus pentru partidul care câștigă alegerile. Ăsta e un sistem care s-a practicat în România în anii 20-30 și n-a fost deloc așa grozav. Da, mă rog, dar nu cred că vrem stilul de atunci în materie de alegeri. Bun, în 2007 a avut loc un referendum și majoritatea covârșitoare a celor care au participat la referendum au respins sistemul proporțional cu liste închise. Acum, eu nu consider că există sisteme care în sine sunt soluția pentru toate problemele. Însă sistemul proporțional are niște efecte perverse. Faptul că favorizează servilismul în interiorul partidelor. Te pui bine cu șeful, nu-l contrazici pe șeful ca să te pună pe listă. Da? Am văzut lucrul ăsta. Știm, cunoaștem chestiunea asta. Poate fi o opțiune. Da? Eu nu am un fix pe tema asta. Consider că trebuie să dăm mai multă putere cetățenilor. Pentru că în varianta actuală, puterea e la șefii de partide, care abuzează de această, de această putere și avem un adevărat mecanism de contraselecție în interiorul partidelor. E o reală contraselecție care e generată de acest sistem electoral. În 2015 am votat împotriva revenirii la sistemul proporțional. Puteți verifica, am votat împotrivă, pentru că știam ce va genera. Ce consecințe va avea această revenire la sistemul proporțional, atenție, cu liste închise, că există și variante de vot proporțional în care cetățenii au mai mult de spus decât în sistemul acesta, care asigură tirania șefilor de partide. Acum, opțiunea mea ar fi mai degrabă pentru alegerea și a deputaților în două tururi de scrutin. Vot majoritar, zis uninominal, de fapt vot majoritar în două tururi de scrutin. Ca și pentru primari. Da? Să avem o abordare coerentă de la președinte până la primari. Da? Președintele ales în două tururi de scrutin, parlamentarii aleși în două tururi de scrutin, președinții de consilii județene și primarii, la fel, aleși în două tururi de scrutin. Da, zis uninominal, să știți că iarăși în cărțile de știință politică nu se vorbește de uninominal, ci de majoritar. De aminte să știți că asta a fost marea șmecherie a lui Tăriceanu, să prezinte sistemul proporțional ca fiind altceva. Și a fost o imensă păcăleală. Ce am avut noi între 2008 și 2016, da, a fost o enormă păcăleală, că de fapt nu era un sistem majoritar așa cum și-au dorit românii în 2007, ci a fost o șmecherie prin care Tăriceanu și aliații lui, PSD-ul în special, au propus electoratului cu totul altceva decât și-a dorit. Da, a fost o păcăleală, de fapt. Deci, noi n-am avut cu adevărat un sistem majoritar așa cum și-au dorit cei mai mulți români în 2007. Dacă îmi permite să revenim un pic, dacă tot suntem Alba Iulia, să revenim și la județul Alba. Vă rog. Deci județul Alba a fost în mod constant, probabil, proporțional, e județul în care fostul PDL, actual PNL, practic ei sunt PNL-ul, a luat și mai multe voturi. Dar îmi amintesc bine, probabil domnul Negruțu poate confirma sau infirma, în mod constant a fost pe locul 1 în țară, PDL, în județ. Ce faceți sau ce mesaj aveți ca să atrageți voturile foștilor colegi, nu? Păi, mă bazez foarte mult pe Clement Negruț. Acum să știți ceva, că este un mare pisălog cu Alba Iulia. Da? Este un tipul de deputat care este obsedat de colegiul lui și de județul lui, da? Și eu țin minte că doar am fost în Parlament în două legislaturi împreună, da? Și e tipul ăsta de parlamentar care chiar se bate foarte mult pentru colegiul lui, pentru județul lui și, bun, avem autostrada, da? Ne făcea capul calendar cu autostrada, da? Foarte bine și o să-mi facă capul calendar în continuare. De-al minte trebuie să vă spun ceva. Nu președintele construiește autostrăzi. Are nevoie de alții
care să facă lucruri în direcția pe care el o indică. Da? E o mare, o mare minciună să spui atunci când ești candidat la președinție că tu o să faci chestii pe care nu le poți face direct. Și o să fac, și o să dreg, și o să construiesc autostrăzi, și școli, și spitale. Vedeți că sunt candidați care spun gogoși de genul ăsta. Dacă te uiți la Constituție, îți dai seama că președintele are putere directă în anumite domenii, dar are mai cu seamă putere indirectă. Ce înseamnă putere indirectă? Că îi pune pe alții la treabă. Da? Și îi pune pe alții la treabă și după aia îi verifică eventual. Mi-am și spus recent că președintele, în concepția mea, trebuie să fie ca o soacră pisăloacă. Dacă vreți, faceți... Știți că s-au făcut tot felul de jocuri de cuvinte, pornind de la numele meu, cu maneologul, paleontologul, tot felul de glume de astea, fac și eu o glumă, paleologul, pisălogul, dar să fie pisălog, să stea pe capul celor care fac treaba în mod direct, cum sunt deputații, mă rog, parlamentarii, primarii. Eu am toată deschiderea. Proiectul meu este național. Am aici un deputat foarte destoinic. Da, și spun asta nu că mă susține acum, că îl știu, da, îl știu de dinainte, cum tot vorbea de lucrurile care îl preocupau, îl vedeam mișcând lucruri, ducându-se la ministere, discutând cu Boc, cu cine mai era la transporturi, da, adică știu că e un tip de deputat, un tip de parlamentar pe care ar trebui să-l clonăm, după părerea mea. Poate și mâine cu ce anume? Cum se spune în franceză, je n'ai pas de habar. Nu am habar, nu știu lucrul ăsta, dar știți ce mă tem, de fapt? Mi-e foarte teamă de un alt lucru, că guvernul Orban, chiar dacă trece, va fi un guvern precum guvernul Tăricianu, adică un guvern slab pentru că dependent. Dependent de votul unor personaje și unor forțe politice care nu joacă corect. Și vreau să vă mai atrag atenția asupra unei situații, asupra unui aspect absolut grotesc. În 2014 am votat în turul 2 împotriva lui Ponta. Dar nu l-am votat pe Iohannis că ni se pare nemaipomenit sau... Nu, am votat Iohannis ca să scăpăm de Ponta, de plagiatorul Ponta, de trombonistul Ponta. Ori acum, la sfârșitul mandatului lui Iohannis, iarăși dăm de Ponta în factor, în poziție de mare maher, de kingmaker, da? De făcător de guverne. Pentru că ești în realitate orba mâna lui Ponta. Asta este realitatea în momentul de față. Este grotesc și în același timp tragic. Mie vine să plâng când văd așa ceva. Am votat împotriva lui Ponta în 2014 și acum iarăși dăm de Ponta dacă nu ne-am săturat. Există o discuție atât la nivel local cât și la nivel național că pe actualul PNL ar încerca să-i obusteze pe doamna Dăncilă ca să o ducă în turul 2. Pic, cam așa e, da. Are un suport real. Deși Da. E clar, inclusiv refuzul dezbaterii. Mai e ceva, criza guvernamentală îi avantajează tocmai pe cei care sunt vinovați. Haosul și brambureala actuală e provocată de cine? De Iohannis și de Dăncilă. În mod normal, lumea ar trebui să voteze pentru eliminarea lor, nu? Dar ei ocupă spațiu public, dar se vorbește de guvern. O să vedeți săptămâna viitoare, dacă trece guvernul în Parlament, o să vorbească toată lumea despre cum a venit ministrul nu știu care, în locul ministrului nu știu care și că și-au dat mâna și nu știu ce a spus cine mai sunt, Câțu sau ce a zis Violeta Alexandru, cu cine și-a dat mâna. Tot felul de lucruri care, bun, sunt interesante, poate, dar sunt cu totul și cu tot parazitare față de dezbaterea prezidențială. Mai e o săptămână până la primul tur și cel mai probabil o să vorbim despre tot felul de fleacuri de genul ăsta în loc să discutăm despre proiecte. Dar în felul ăsta scapă și Iohannis și Dăncilă scapă de întrebări. Nu mai sunt puși în situația de a-și prezenta bilanțul.
bilanț nul pentru unul și catastrofal pentru celălalt. Ce spus dacă ați răspuns, eu n-am văzut chestia asta în spațiu public. Cum comentați afirmația domnului Kelemen Bună, că ar fi bine să vă delimitați de Petrov, am citat? Eram de față când a spus asta și a regretat această scăpare într-o discuție al mintei foarte civilizată. Eu i-am adus aminte că UDMR-ul a votat anumite lucruri pe care nu trebuia să le voteze. Vă aduc aminte că în anii 90 UDMR-ul era de partea noastră. În ultima vreme UDMR-ul a fost prea mult de partea PSD-ului și nu e vorba doar că a obținut prin negociere anumite lucruri, e vorba și de faptul că UDMR-ul a votat măsuri pe care te miri că le-a votat. E, neavând un argument la ce am spus, m-a atacat, așa cum fac și alții, prin asociere. Dar asta este dovada cea mai clară că nu mi se poate reproșa nimic. Absolut nimic nu mi se poate reproșa. Nici contracte dubioase, nimic nu mi se poate reproșa. Și slavă Domnului, am fost ministru, am fost ambasador. Vă dați seama, sunt un fost ministru fără dosar penal. Nu vi se pare extraordinar lucrul ăsta? Să fii fost ministru și să n-ai dosar penal? Păi e nemaipomenit. Cât suntem în situația asta? Și atunci, sigur că mă atacă prin asociere, cum mai scoat câte o poză, aceleași poze de acum 10 ani. Păi normal că există poze cu mine și cu doamna Udrea. Normal, eram colegi de guvern. Cum să nu fie poze cu mine și cu dânsa? Poze cu Traian Băsescu și cu mine. Normal, am fost ambasadorul României, am fost ministru în 2008-2009, normal că sunt poze, firește, și cu cine mă mai pot asocia ca să mă atace, neavând de fapt nimic împotriva mea. Dar să știți că Kelemen Hunor e un om cu care am avut o discuție foarte corectă, decentă, politicoasă, civilizată. Cred că a fost un model pentru toată lumea, un model despre ce ar trebui să fie o dezbatere prezidențială, în care s-au putut vedea și diferențele dintre noi. Da? Am arătat foarte clar că pe anumite subiecte nu suntem deloc de acord. Avem chiar poziții diametral opuse. Dar într-o discuție civilizată, chiar amicală, aș spune, să nu uităm un lucru, Kelemen Hunor a fost succesorul meu la Ministerul Culturii și a continuat proiectele începute de mine. Lucru extraordinar. Iarăși, asta e unic în România, că în general un ministru vine și strică ce a făcut ăla de dinaintea lui. Ei bine, nu. Cu domnul Kelemen am colaborat foarte bine, mă întreba ce părere am despre anumite subiecte, ne-am înțeles foarte bine, dar momentul ăla cred că a fost o scăpare din partea lui, pentru că nu mai avea argumente și atunci a preluat și el ce spun și alții. Dar suntem la fel de prieteni ca și înainte. În strategie de campanie, sau cum ați vrea să sumiți, v-ați consultat și cu domnul Traian Băsescu, ținând cont de faptul că nu s-a câștigat două mandate? Vă dați seama că ar fi stupid să nu-l întreb nimic. E un om care știe foarte bine ce e aia să fii președinte. De exemplu, când am întrebări despre armată, despre dotările armatei, e de ajuns să-i trimit un SMS că îmi spune imediat câte avioane F-16 avem, câte trebuie să mai cumpărăm, câte fregate, câte corvete, le știe pe din afară. Da? Ați văzut de admiteri în campania de la europarlamentare că era singurul care știa cu adevărat politică europeană. Și eu cred că e foarte bine că l-avem acolo în Parlamentul European, pentru că cunoaște foarte bine afaceri europene. E competent, știe, îi merge mintea. E mare lucru deja acest lucru. În rest, speculații fără niciun fundament. Pentru că în 2019 candidez eu, nu candidează Traian Băsescu. Sunt convins că unele subiecte pe care le dezvolt eu nu sunt neapărat pe placul lui, dar sunt bucuros că mă susține, că e un om deștept și când te susține un om deștept înseamnă că a văzut corect. Da? Pe mine tot spun mereu formula asta, că suntem deștepți și mulți. Evident e o referință la
formula din Alexandru Lăpușneanu, când spune Lăpușneanu, proști, dar mulți. Nu, eu cred că România nu e o țară de proști, eu cred că sunt suficient de mulți oameni inteligenți, cu discernământ, care vor ști să aleagă bine pe 10 și după aia pe 24 noiembrie. Și o întrebare, ascultă dintr-o culturii, dacă, faci așa o imaginație, în prezent, dacă ați fi ministru al culturii, ce ați face cu Roșia Montană? Ați introduce un patrimoniu sau? Da, de-al minte, legat de mandatul meu ca ministru al culturii, vă aduc aminte că am contribuit foarte mult aici, la Alba Iulia. Adică mă refer la punerea în valoare a cetății. Pe tema asta am avut o colaborare foarte bine cu primarul Hava. Legat de Roșia Montană, eu sunt singurul ministru care s-a coborât în galerii. Da? Am văzut galeriile, cunosc subiectul foarte bine. Din punctul meu de vedere, situl de la Roșia Montană are vocația să fie înscris pe lista mondială UNESCO pe un criteriu, și anume criteriul unicității. Aici am o divergență cu Vlad Alexandrescu sau cu doamna ministru de după. Știți la cine mă refer? Nu, știți bine la cine mă refer, acum am scapă. O știu foarte bine. În fine. Și anume, criteriile care se aplică. Asta e un punct de vedere de specialist, dacă vreți, nu e o poziție politică. Dar eu cred că în cazul Roșiei Montane, criteriul care se aplică este cel al unicității. Da, deci atâta vreme cât avem o procedură pentru înscrierea pe lista UNESCO, e absurd ca guvernul să retragă dosarul, ceea ce s-a întâmplat între ei. E o pură aberație. Să vedem ce spun experții de la UNESCO. Eu cred că trebuie relansată chestiunea asta. Eu am participat la toate manifestațiile împotriva proiectului la București. Mi-aduc aminte foarte bine cum a fost în 2013. Am fost chiar de la prima manifestație, am fost la toate manifestațiile, am un punct de vedere foarte documentat pe chestiunea asta, da? Și mă refer și la, pe de altă parte, și la riscurile de mediu, care sunt mari. Tehnologia asta e folosită, într-adevăr, în anumite țări, dar nu sunt zone atât de intens populate. Da, eu, pe subiectul ăsta am opinii foarte clare și documentate și nu vorbesc din auzite. Da? Cunosc bine dosarul, asta este opinia mea. De-al minte, să știți că nu toată lumea era de acord cu poziția mea în anii trecuți. Da? De exemplu, asta a fost un subiect pe care am avut discuții cu președintele Băsescu la acea dată. Și cu mine, pot să vă spun. Și cu tine. Aici, și iară, cu tine, știu. Da. Noi am avut mai multe divergențe. Mai ales că eu vin din domeniul ăsta minier. Mai discutăm, Clement, mai discutăm. Sigur, argumentele și îmi place. Când, ai, da. Când poți să discuți cu un om care are argumente, atunci n-ai cum să te cerți. N-ai cum. Când vin din ăștia care vorbesc și habar n-au, într-adevăr, sunt probleme. Mai avem întrebări? Aproape când venea să zic mulțumim o altă întrebare. Mulțumim frumos. Aveți astea? Ne vedem. Aveți, da?